doamna Elena, directoarea mea dragă, pentru că eu sunt, am vorbit astăzi mult, eu am poftit-o de fapt aici, împreună cu Iulian Filip și cu Mihai Cipoi, ca să devină șef acestui centru, ea nu voia, dar acum cred că am făcut foarte bine, că anume ea este directoarea centrului Eminescu. Ce vreau să vă spun, când eram eu copil și la noi veneau scriitorii, ne spălau părinții vreo 3 zile, ne călcau hăinuțe, așteptam, ne dădeau să învățăm pe de rost. Eu țin minte că îmi dădeau proză, 2 pagini pe de rost și le învățam noaptea. Dar voi trebuia să învățați niște poezii pe de rost, așa? Mai avem așa mari emoții, nu știu, acum voi sunteți copii mai moderni, copii de la oraș. Hai facem așa. Ca să-mi treacă și mie emoția că am întâlnit cu voi. E, din tâi vă ascult eu pe voi, după asta mă ascultați voi pe mine, vă spun 2 poezii, vă răspund la 3 întrebări jumate și apoi vedem ce va urma. E bine așa? Da! Mergem mai departe. Așa, am făcut casa aceea, la cilazie, cu acestiv, prin 5. Așa, da, uitați-le voi, știu fiecare care e în corador. Vine vulpea din Viena și înțelege lumea toată că va fi verificată în codețe igiena. O găină cam bătrână, scormană sub icireș, zice: vulpe de să vină evadez în Bangladesh. Alta spune: îmi dau seama cu ce gânduri fața vine și gândesc că este bine ca să plec în Yokohama. Sărăcloșcă: îmi permit ca să am altă idee. Cred că Noua Guinee locul cel mai potrivit. Cât o mai cotcodăcit, iată și eu am sosit. Fie aici, fie în Viena, în Paris sau în Atena, în Brașov sau în Madrid, vreau să știți că Igiena are un rol deosebit. Ce-a urmat, crezi că ați ghicit? Bravo! Bravo! De aplauze! Bravo! Următorul care este stat așa în fericire, ca domnul pintor să vă vadă. Nu stați cu spatele. Ai voi iată așa, vă. E fericire acolo. Da. E fericire ca să știu. Așa, uite. Voi evideți, Fetor, evideți cât ești de frumos. Uite, și așa cu ochiul drept, țin și la autor uitați-vă uneori. Dar principalul să vă uitați atât la aceea, da? E bine așa? Bun. Să vă vedeți și eu. Baie inițial ciudată, curăță, fără de plată. Creangă, frunză, iarbă, floare și sămânța ce răsare. Ah, cât sunt de hărnicei, stropii, ploii, mărunței. Spală cer, presupun. Cu gel scump și cu săpun. După ploaie, bunul soare, vine cu niște ștergare și usucă tot cu minte ca un iubitor părinte. Ploaia nu e supărată, ea cu soarele surată, amândoi fac dintr-o dată fața lumii mai curată! Bravo! Bravo! Două mâițe și un motan stau de vorbă pe divan. Eu? Se plânge cea mai mică. Nu mai vreau să fiu pisică. Care e motivul? Miau, pur și simplu, nu mai vreau. Nu mai pot trăi așa. Cred că merit altceva. Ah, în junglă de-aș trăi, o panteră de-aș fi. Sau leoaică, zi de zi, fericită m-aș trezi. Nu-ți doresc așa ceva, zice mâța cea mai mare. Știi că în junglă, draga mea, nu e ca pe canapea, e întuneric și răcoare. A, eu, de pildă, știi ce-aș vrea? Să călătoresc, aș da orice pentru a vedea mări sub cer de pe râzea, țări care s-ar bucura să-mi așterne flori în cale, să-mi cânte osanale, iar pe tăvul de porțelan să-mi dea zaharicale, dulci felii de pan de șpan, whiskers, chiticăt, plătică, ah, ce viață de pisică! Zice atunci Mitrofan, așa îl cheamă pe motan. Vă ascult, vă tot ascult și un lucru am priceput. Să rămân așa cum sunt, mie-mi place că-s motan și mi-e bine pe divan. Nu doresc să alerg prin junglă sau să fac o cale lungă către țări îndepărtate. Eu acasă am de toate. Stau de vorbă pe divan, două mâțe și
Bravo! Fantastic, Sergio! Fantastic! Ce a făcut șoricele? Singur sub divan. O aștepe mama, domnule mutant. Maica ta de tine grijă nu prea are. Domnule, mamica-mi caută mâncare. Tu ai mușcat din brânză. Nu încerca să minți. Eu, stimate domn, încă nu am dinți. Nu ți-e frică oare? Am să te mănânc. Domnule mutant, eu sunt foarte mic. Spune-i mamei tale, viața ți-ai salvat. Numai din motivul că ești educat. Bravo! Atât? Mamă, mai sunt cine? Următorii. Hai, elefantul! Dacă nu vrei, nu trebuie. Putem la mască. La sine trebuie să vin. Ce se întâmplă? Elefantul nu mănâncă, cântă zilnic la trompetă. Elefantul la diet vrea să aibă siluetă, talia și o vrea subție. Ține cură de slăbit, râde o gazelă zvelt, sufle cât vrea într-un, n-o să aibă siluetă. Bravo! Puteți din pan? Câinele sălbatic Dingo e prieten cu un flamingo, iar cu un cangur treabă slută, Dingo nici nu se salută, căci acesta când îl vede, râde. Dingo e cu pete! Zise pasărea flamingo către cangur, către Dingo. E încup nu cel cu pete, ci acel care îl vede și nu tace delicat. Voi cum ați fi procedat? Bravo! Maimuțica iute Nola zice că vrea Coca-Cola. Îi răspunde voce: Nola, nu e junglă Coca-Cola. Uf, mă doare aici și acolo, mor de nu-mi dați Coca-Cola. Ia privește, vrei musola? Eu vreau cola, Coca-Cola. Ce zici? Dacă o să plouă, îți dă sensul luna nouă? Eu vreau cola, Coca-Cola. Și atunci intervine tata. Până aici a fost, gata, ce te așteaptă, nu-ți dai seama. Vreau la mama. Ce s-a întâmplat cu Nola? Nu mai cere Coca-Cola. Bravo! Ce s-a întâmplat cu Nola? Se la fotografiază pe toate. Vine broască de la mare, verde, veselă, bronzată. Poartă ochelari de soare și umbrelă colorată. Așa ochelari de soare, cineva poate mai are și umbrelă colorată. Nu-i doar una în lumea toată. Dar că broasca e bronzată, n-am mai auzit vreodată. Fii pe pace, cum se vede, bronzui de culoarea verde. Bravo! Bravo! Gata? Ai următorii, cine? Hai, tu ai știut.